Salut și bine v-am regăsit la un nou episod pe serverul nostru blue.bygeek.ro. Sunt un pic emoționat, recunosc ce drept că am intrat în taxi Los Santos. Ei bine, stai și cu Daniel. Salut. Nu știu câți dintre voi v-ați gândit că o să intru eu în taxi, că o să aplic la taxi. Tot mi-a spus să aplic la ori în mafie, că e multă activitate, ori în PD, pentru că e și mai multă activitate, ori în, nu mai știu, paramedic, Sanfirul, dar am zis că nu m-aș mai duce în paramedic, gen, poate mă reîntorc, dar nu să mă duc în paramedic, înapoi în paramedic, dar doar că în alt oraș. De ce să vă explic acum? Stai să... De ce să ies afară? Mi-a zis să ies afară. Haide. Du-ti? Trebuie să fiu în casă. Stai că vreau să fiu o surpriză, nu vreau să mă vadă lumea acum, bă. Deci... Trec frumos. De ce nu am ales poliție? Bagă-l pe Dorin în conferință. De ce nu am ales Los Santos Police Department sau San Fierro sau Las Venturas? Pentru că mie mi se pare raportul foarte greu de făcut și arestările alea mă dau peste cap, pentru că nu am timp să stau toată ziua pe calculator și să fac numai raport și arestări. Mie unul mi se pare foarte, foarte grele. La mafie, în schimb, trebuie să fii luni, miercuri, joi, sâmbătă, duminică, luni, marți. Nu știu când sunt rapoartele astea la mafii, dar nici la mafii nu pot să fiu non-stop. Știu că sunt 5 învoieri. Între timp s-a lătrat și Dorin, un nou membru pe server. Știu că sunt 5 îndoieri. Sunt 5 învoieri pe lună, dar tot nu o să fac față și nu să am chef de fiecare dată să intru la ora 8, pentru că am var până la 10, așa că e foarte greu. Vezi că e un quest activ. Și da, am început ceva nou, un job serviciu pe care nu l-am avut niciodată, nu știu cu ce seamănă încă și chiar sunt curios să văd cum mă voi descurca. Și sper că nu v-am dezamăgit, că n-am intrat unde ați vrut voi, dar am intrat acolo unde pot să fac față și unde am timp să intru să fac raport. Hai, Dorin. Mergem după Dorin acum. Ești gen VIP driver, a? Acum. Cum? VIP driver. Înțeleg. VIP driver. Tu unde ești, Dorin, la spawn civil? Făceam ceva când m-ai sunat-o, dar whatever acum. Ai bani, copile, să dai rent la casă? Care ești? Păi vin. Angel Dorin. 06-1328. Unde? Suntem, uite-l, urcă în mașină, dă-i G. Mă, nu știu cum să-mi bag modpack. Lasă. Nu-ți băga, modpack. Că la câte FPS-uri ai, nu cred că nu să-ți mai meargă, eventual ceva de iarnă ușor. Da, de alea, știi, să schimbi așa textura. Stai așa, stai, nu pleca, pei. Cum mi-a permis arme? Stai, imediat. Dorin e un amic nou apucat de Sam și entuziasmat. Cu cine vorbește acum? Fac episod. Serios? Bun, cam asta a fost scurtul episod. Stai puțin să fac outro-ul. Cam asta a fost scurt episod. Vă mulțumesc pentru atenție, vă mulțumesc pentru fiecare like, pentru fiecare abonare. Doamne ajută că am intrat în... Da. Doamne ajută că am intrat în toxic. E ceva super nou pentru mine. Nu știu cu ce se mănâncă. Sper că nu se mănâncă cu chestii dificile. Eu am fost Mântea și ne auzim data viitoare la un nou episod sau live. Da, cred că o să fie episod. Pa, pa. Pa.